Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Neatenția putea să-l coste viața. A lovit doi adolescenți și a fugit. Accident cu două victime la Drăguțești. Un bărbat aflat la volanul unei mașini nu s-a asigurat la ieșirea din curte și a fost lovit de un autobuz. Evenimentul a avut loc în miercuri dimineața pe calea Severinului din Târgu Jiu. În urma impactului, singurul rănit a fost conducătorul auto, care nu a acordat prioritate. Acesta a fost preluat de un echipaj mur și transportat la spital. În această dimineață, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de un participant la trafic despre faptul că pe drumul național 67 calea Severinului a avut loc un accident rutier soldat cu victime. Din primele cercetări efectuate la fața locului, a ieșit faptul că un bărbat de 48 de ani din Târgu Jiu, în timp ce intenționa să se încadreze pe drumul principal, nu a acordat prioritate de trecere unui autocar care se deplasa din direcția Târgu Jiu către Motru, condus de un bărbat de 63 de ani din comuna Mătăsari. În urma impactului, conducătorul autoturismului, care nu a acordat prioritate de trecere, a suferit leziuni și a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul ziotest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Un bărbat de 47 de ani din Vâlcea este cercetat pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului, după ce a acroșat doi adolescenți de 19, respectiv 15 ani, care se deplasau pe marginea unui drum. Evenimentul a avut loc pe strada Trandafirilor din Târgu Cărbunești. Șoferul fugar a fost dat în urmărire, fiind prins la scurt timp pe raza comunei Hurezani. Acesta a spus că nu și-a dat seama că a acroșat cei doi adolescenți. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că în timp ce o tânără de 19 ani și un adolescent de 15, ambii din orașul Târgu Cărbunești, se deplasau pe partea stângă a carosabilului din direcția Târgu Jiu către Stoina, au fost acroșați de remorca unui autotren care și-a continuat drumul. În urma organizării unor filte de poliție și a unor activități specifice organizate la nivelul întregului județ, la intersecția drumului național 67B cu drumul național 6B, pe raza comunei Hurezani, a fost oprit un autotren care tracta o semiremorcă, condus de un bărbat de 47 de ani din comuna Lăpușata, județul Vâlcea. Polițiștii au constatat că remorca avea o triplă din partea dreaptă a spate, lipsă, triplă care a fost găsită la locul accidentului. Cele două victime au suferit leziuni și au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Atât conducătorul auto, cât și pietonul major au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Potrivit prevederilor noului cod penal, părăsirea locului accidentului fără încuvințarea poliției de către conducătorul vehiculului implicat într-un accident de circulație se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier produs marți seara pe raza comunei Gorjene Drăguțești. Două persoane au fost rănite. Potrivit polițiștilor, un tânăr de 23 de ani a pierdut controlul mașinii, moment în care a derapat și a intrat într-o altă mașină condusă de un alt tânăr de 19 ani. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că un tânăr de 23 de ani din orașul Rovinari, în timp ce conducea un autoturism pe drumul european 79 Drăguțești, din direcția Târgu Jiu către orașul Rovinari, nu a adaptat viteza la condițiile de carosabil, a derapat și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus regulamentar din sens opus de un tânăr de 19 ani din comuna Drăguțești. În urma impactului, tânărul de 19 ani și o pasageră de 17 ani care se afla în același autoturism din aceeași localitate au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Pasajul de cale ferată din strada Unirii din Târgu Jiu va intra în reparații. Autoritățile au alocat fondurile necesare pentru reabilitarea construcției respective. Pasajul respectiv este amplasat pe drumul național 67, la kilometrul 83+509 în municipiul Târgu Jiu. Suma alocată pentru derularea investiției depășește 1 milion de lei. Licitația va avea loc la începutul lunii viitoare, respectiv în data de 11 februarie. Dacă nu vor fi probleme cu stabilirea constructorului, lucrările vor debuta la finalul iernii.
Cantitatea de cărbune de la complexul energetic Oltenia se apropie de 500.000 de tone. Cea mai mare parte a acestora se află la termocentralele din Rovinari și Turceni. Nu este cantitatea optimă pentru această perioadă și mai ales raportat la situația anului trecut. Scăderea stocurilor de cărbune a fost cauzată de protestul de 7 zile al minerilor. În momentul de față se va trece la un program de recuperare a cantităților de cărbune care nu au fost produse și livrate în timpul protestelor. Se estimează că în 2-3 săptămâni complexul energetic Oltenia să revină la situația de dinainte de grevă. La termocentrala Rovinari continuă lucrările de modernizare la grupul energetic numărul 5. Vor fi achiziționate în acest sens materialele necesare reabilitării construcției. Grupul energetic numărul 5 va avea durata de funcționare prelungită cu peste 15 ani. Este ultimul grup intrat în modernizări la complexul energetic Oltenia. Cu toate că se vehicula că va fi oprită investiția, lucrările continuă și anul acesta. Termocentrala de la Rovinari este una dintre cele mai performante din complexul energetic Oltenia și din țară. Complexul energetic Oltenia va rămâne în scurt timp fără servicii de pază. În acest sens, a fost luată decizia organizării unei licitații pentru achiziția de servicii de specialitate. Contractul va cuprinde numai puțin de 21 de loturi. În total este vorba de 361.800 de ore de prestări de pază la subunitățile companiei. Complexul energetic Oltenia va realiza o negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială. Compania cheltuie anual milioane de euro cu serviciile de pază. Licitația este programată în această săptămână. Colosul energetic este obligat să asigure paza bunurilor din punctele de lucru. În acest an, pe 24 ianuarie, se împlinesc 160 de ani de la Mica Unire. Momentul istoric va fi sărbătorit și la Târgu Jiu, în piața prefecturii, printr-o serie de evenimente. Gheorghe Nichifor, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, ne-a vorbit despre evenimentele ce vor fi organizate cu acest prilej. Vom începe printr-un spectacol de muzică folk, realizat de către Școala Populară de Artă, pe care noi l-am intitulat, am zis semnificativ, Unire în cuget și în simțiri. Se întâmplă lucrul acesta la ora 17, pentru ca de la ora 17:30 să se realizeze manifestările evocatoare prin intonarea imnului de stat, ca de fiecare dată de către fanfara Armonia a primăriei și a Consiliului Local Târgu Jiu, apoi o lecție de istorie în care va fi evocată personalitatea lui Alexandru Ancuza, precum și înfăptuirile din timpul domniei sale glorioase 1859-1866. Cei prezenți se vor putea bucura și de un moment teatral susținut de actorii teatrului Elvira Godeanu. Și de data aceasta, teatrul dramatic Elvira Godeanu este alături de noi cu o secvență din acel spectacol mai mare pe care noi l-am oferit târgujienilor cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri. Nu vor lipsi nici momentele artistice susținute de ansamblul Doina Gorjului, iar la final se va face o mare hora Unirii. Nu se putea să nu fie aici prezent și ansamblul artistic Doina Gorjului, care va încheia, ca să spunem noi așa, apoteotic, cu un spectacol pe care l-am intitulat Hai să dăm mână cu mână, ce se va finaliza cu Hora Unirii, la care vor participa artiștii și la care îi invităm și pe cetățenii municipiului nostru să participe. Ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit unirea principatelor române în anul 1859, la foarte scurt timp după numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și țării românești. Numărul pacienților cu viroze este în creștere. Doar în ultima săptămână, la nivelul județului Gorj, au fost înregistrate peste 1600 de cazuri de viroze respiratorii și peste 700 de cazuri de pneumonii. Cei mai afectați sunt copiii, în special cei din comunități, dar și vârstnicii. În ultima săptămână am avut înregistrate 1619 cazuri de viroze cu 79 de internări și 710 cazuri de pneumonii cu 165 de internări.
Din nou, în această perioadă, cei mai afectați au fost copiii. La grupa 0-1 an am avut 95 de cazuri de viroze și 42 de pneumonii. La grupa 5-14 ani am avut cei mai mulți înregistrați, 488 de copii cu viroze și 124 cu pneumonii. Deci, practic, copiii și cei care merg în colectivități sunt cei mai afectați. Deci, grupele de vârstă care merg în colectivități și care ia contact cu mai multe persoane. Am avut, de asemenea, și persoane peste 65 de ani, 141 de cazuri la viroze și 100 la pneumonii și 33 de internări la această grupă de vârstă. Specialiștii atrag atenția că atitudinea preventivă rămâne principala armă în lupta cu îmbolnăvirile. Potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, la sfârșitul lunii decembrie, în județ erau 5.914 persoane fără locuri de muncă. În procente, rata șomajului este de 4,35%. Potrivit directorului AJOFM Gorj, Romeo Chiriac, la sfârșitul lunii decembrie anului 2017, rata șomajului a fost de 6,32%. La sfârșitul lunii decembrie, deci am încheiat cu un stoc de șomeri de 5.914, din care 2.671 sunt femei. Numărul șomerilor indemnizați 2030, numărul șomerilor neindemnizați 3.884, iar rata șomajului 4,35%, este aproape cu 2 puncte procentuale mai mică decât cea înregistrată în aceeași perioadă anului trecut, anului 2017, când la sfârșitul decembrie 2017 aveam 8.600 de șomeri și o rata șomajului de 6,32%. În ceea ce privește topul cu cel mai ridicat nivel al șomajului la nivel național, județul Gorj este pe locul 12. Rata șomajului înregistrată la nivel național este 3,31%. Noi suntem pe un loc 12. Pe primul loc este Vasluiu cu 8,41%, Mehedințu 7,67%, Teleormanul cu 7,60, iar la nivel regional, rata șomajului este 5,75%. Iată că noi avem o rata șomajului cu mult mai mică decât cea înregistrată la nivelul regiunii, Sud-Vest Oltenia. Pe primul loc este Mehedințu cu 7,67%, Doljul 7,42%, Oltu 6,27%, doar Vâlcea având o rata șomajului mai mică decât noi, având 3,06%. Cei 5.914 șomeri înregistrați pot consulta oferta de locuri de muncă vacante postată pe site-ul AJOFM și actualizată zilnic. Deși nu au fost înregistrate probleme majore, în întreg județul Gorj se circulă în condiții de iarnă și nu sunt drumuri închise. În comuna Polovragi, toate străzile au fost curățate folosindu-se utilajul din dotare. Primarul Gheorghe Epure dă asigurări că în continuare utilajele se află pe șosele și sunt pregătite să intervină în orice moment. În ceea ce privește combustibilul pentru încălzire, acesta există în fiecare unitate. Avem un utilaj în dotare și avem contract pentru dezăpezire cu o firmă din Paia din Vâlcea, care ne-a venit în sprijin cu două utilaje. Nu au fost probleme cu dezăpezirea. Chiar acum, aseară, am început și la orele 5 de dimineață am terminat cu toate străzile. Au fost dezăpezite și astăzi colegii mei au așternut material antiderapant pe străzile principale și material combustibil solid avem suficient pentru școli și pentru toate instituțiile publice. Este știu că noi avem în proprietate și vreo 600 de hectare de pădure, dar ne-am aprovizionat și cu cărbune, tocmai pentru a spori randamentul centralelor termice. Nu e o problemă cu combustibilul. Din fericire, atenționarea de cod galben de viscol și nisori însemnate cantitative emise de meteorologi a expirat miercuri dimineața. Au existat discuții ca FCSB să vină pe stadionul municipal din Târgu Jiu, iar posibilitatea este încă analizată de oficialii trupei bucureștene. Afirmația a fost făcută de președintele CS Pandurii, Mihai Prunariu, în cadrul emisiunii Sportul Gorjan de la Accent TV. Prunariu a declarat că orice echipă care vrea să joace pe noua arenă ar trebui lăsată. Șeful de la AJF Gorj nu vede nicio problemă dacă Pandurii și energeticianul, echipa lui Nicolae Sarcină, ar împărți stadionul. Pe de altă parte, uite, vă spun un secret. Că toată lumea spune, domnule, Pandurii, nu știu ce. Mai avem și energeticianul. Poate să joace. Eu, dacă aș fi primar, aș lăsa pe toți să joace. Toate echipele așa din... a spus și Sorin Cărțu.
toată echipa. La Bumbejiu, unde am avut o carieră. Se vede că vorbim aceeași limbă, că sunt și rudă cu Sorin, mi-e cumva unchi. Așa ar trebui să joace pe stadionul municipal toate echipele din Târgu Jiu. Acum există soluții, da. Trebuie să le găsim. Prunariu a dezvăluit că a fost sunat de Valeriu Argăseală, președintele FCSB, care s-a interesat de stadiul lucrărilor la stadionul municipal. În opinia lui Prunariu, trupa lui Gigi Becali ar putea evolua mai multe meciuri la Târgu Jiu. Știți că la un dat primarul Romanescu vorba de posibilitatea ca Steaua să joace meciuri în grupele... Da, rog, să vină la Târgu Jiu. Să vină la Târgu Jiu. Eu, pe mine m-a sunat Valeriu Argăseală, am discutat cu el. M-a întrebat când se termină stadionul care vrea să joace preliminarii la Champions League la Târgu Jiu. I-am explicat că, cred că în iunie, a făcut niște calcule, a mai rămas să mai vorbim și i-am spus primarului că eu nu pot să iau o decizie, nu e stadionul e al... I-am explicat lucrul ăsta și i-am spus, printre altele glumind, zic, vorbește cu Nea Gigi Becali și spune că și așa n-aveți stadion acum și voi nu mai sunteți acolo în Ghencea, nu mai aveți. Veniți la Târgu Jiu și jucați, uite, avem o echipă de Liga 1 la Târgu Jiu. Ce, uite ce idee bună mi-ai dat. Și a rămas discute cu Becali să vadă dacă Steaua, Târgu Jiu, cum a fost Sportul Studențesc pe vremuri, da, care a devenit după aia echipa noastră, poate să întâmple lucrul ăsta și cu Steaua. Stadionul din Târgu Jiu a fost demolat în 2015. Doamnelor și domnilor, știrile Accent TV se încheie aici. Sunt Ana Maria Giurea și vă mulțumesc tuturor pentru atenție.